Lui Cibițoi, care câteva zile va fi și din România, într-un meu, în stineri, îmi spune într-o marți seara, primul mergem într-o casă, la o familie, trebuie să fii foarte atent la ce m-a spune sora aia. Că nu cred că ai auzit așa ceva pe acolo. Când intrăm în fața casei, eram cu fratele Vali atunci, și la frate Viorel Rozneanu din Dorohoi, și intrăm în casă la familia asta. Când parcam în fața casei, tot mai parcam și sora, care vine de la biserică. Eu și-am spus, ați venit și dumneavoastră la biserică? Zic, și dumneavoastră, da. Ea nu mergea la Betania, unde Luigi păstor, la altă biserică de Chicago, nu-i spun numele, pentru că nu contează. Dar o să vedeți de ce spun că femeia venea de la biserică, să vedeți un lucru care pe mine m-a șocat. Intrăm în casă și sora începe să vorbească. Fraților, noapte de noapte, ușile se deschid, restul se izbesc, un demon cântă la pian, un radio care nu avea nici cap, nici baterie cânta, deci nu vă spun ce lucru se întâmplă. Dar demonul ăsta, ce făcea? La placuma de pe copii, sau bătură, dacă era pe ei, și o ducea prin alte cap. Mereu făcea lucrul ăsta, dumneavoastră ăsta. Și am întrebat pe soară, dar voi nu dormiți cu copii acolo, vreunul din noi, din voi să rămâneți acolo? Da, frate, mă străduia să stau cu ochii deschiși, o noapte de să le păzesc pe copii. O secundă dacă închideam ochii, și dispărea pătrâne. Și un fi cu Duhul ăsta, zic, eu fi fost fric. De trebuie pătrâne noastre. Eu aveam un singur gând. Cum se poate ca în casa pocăiților un demon din întuneric să-și bată joc de o casă întreagă? Pentru că în casa unde este altar ridicat Duhului lui Dumnezeu, un singur Duh are putere. Și la Duhul Sfânt. Se dezacord cu mine? Amin. Vedeam cum diavolul se bată joc de copiii mei, de mine, și să facă ce vrea în casa mea. Eu știu că Hristos se vizionează casa, că sângele lui are putere, și dimineața când vrea cu copiii mei, mă rog pentru ei, ca Dumnezeu să-i călăuzească și sângele lui Iisus să stea peste ei. Amin. Amin. Noaptea asta am vise minunate, nu coșmar, să mă trezesc tot transpirat că nu știu ce demon vine la mine. El îmi dă vise minunate, că El vorbește cu mine și noaptea, prin vise. Amin? Amin. Bun. Zic, soară, ne rugăm să vedem cine-i Duhul și de unde vine. Când mă rog, văd colțul casei în dreapta, un tânăr de vreo 17-18 ani, un negru, cum a fost împușcat în cap, omorât, și l-am văzut îngropat. Oasele, le-am văzut. Dar el când a fost omorât, din el și o umbră. E, umbra asta era când în casa lor, când în casa unui vecin. Și vedeam umbra cu sătiva prin casă. Când am zis că e un negru de 17-18 ani, soțul femeii zice, ce-a zis? Nu știu, m-a întrebat pe unii băieți, copilaș, că el cu un negru, un tânăr negru, vorbea noaptea, întâlnea prin casă, adică la formă de trun. Ăsta l-a și împins pe copilul la pescă, copila tânărul ăla. Și spunea, frate Puiu, nu numai casa noastră bântuită, și casa vecinului. Și zic, da. Și zice el, unde ai spus că l-ai văzut? Zic, colțul casă, aici în dreapta. Și zice la nevasta, ce ți-a spus femeie? Când a lucrat de a făcut subsidiere la casă, că în colțul ăla mi-a lăsat mărtăciune. Și au zis, da, așa. Și zic, hai să vedem totuși ușa, pe unde intră Duhul ăsta. Că întotdeauna este o ușă. Telefonul tău poate fi o ușă, tableta ta, gunoaiele care tu le faci și atunci spurcate de tu urlesc, nu le mai scoți din casă, nici curat, dar nu vor. În fine, ne rugăm să vedem ușa, pe unde vine Duhul ăsta. Când ne rugăm, Îngerul Domnului vine înaintea mea și spune, Puiu, ușa e femeia. Zic, cum femeia? Sora. Femeia, firea din ea care nu vrea să se supună. Firea. Și ce privește? Și Îngerul mi-o arată de la cap până la picioare. Avea păr vopsit, nu știu câte nuanțe de culori, zici că era papagalul Simba Marinal. Toată fața vopsită, zici că era nevastă lui Faraon. Dita mai tălângile prinse în urechi, cercei, lanț de aur la gât, brățări la mână, unghiile ca să mă afară de Chicago, când mă uit la mai jos, o fustă mini. Ior. Zic, bă, dar sora asta parcă vine de la adunare. Ce adunare fi asta? Le arăt asta în halul ăsta. Bun. Și zic, sora, uite care e problema. Uite, am găsit ușa, tu ești ușa.
firea din tine care nu se supune. Bun, am stat între cele trei ăștia care erau cu mine, lui Gerard, dreapta mea, și zic, auzi, ai părul vopsit, nu știu, nu știu câte culori, fața, unghiile, roșii, Luigi lângă mine, amin. Ești plină de aur din cap până picioare, Luigi lângă mine, amin. Zic, ai și o fustă mini. Când am zis asta, zice fratele Luigi, amin, oprește-te că cine știe ce mai vezi pe acolo. Ochii lui ca parafocul. Ne cunosc pe toți care se vin în locul acesta. Dumneavoastră, dacă ați fi văzut femeia asta pe stradă, ați fi spus că e pocăită? Dar dacă vedeți în adunare. Deci la mănăstire îți dă o fustă să pe tine, mai serioasă. Atâta tăia din fustă, de mai rămas o bucățică din ea. La fel și din baticul, nu mai rămas, nu mai un dege. N-am intrat cu asta. Când m-am dimă, poate că se închise. Dar eu mă întreb, cum vă privește el? Cum ne vede pe fiecare? Noi. Haideți să ne curățim toți. Amin. Și firea asta să moară. Să se vadă Duhul lui Hristos, tipul lui Hristos, în firea dintre noi. Femeia asta atât de șocată era. Lui Iisus a plecat pe mine și zice, tu chiar nu vezi nimic? Da, aș fi fericit să văd. Am 17 ani de când mi-am pierdut vederea. Dar aș fi fericit că pot să văd o credere lui Dumnezeu. Și nu le-aș da pentru nimic în lume dacă mi-ar fi dat să aleg între vederea asta pământească și vederea asta vedenilor, să știți că am și ales deja. Prefer să văd pe Hristos că lucrează la adunare. Cu noi am văzut destule și datorită lor plătesc astăzi. De aceea, haideți să ne curățim cu toții. Femeia asta a avut atitudine. S-a dus sus în casă, plângând, a dat tot ce a avut pe ea jos, aur, tot, când a venit, nu mai recunoștea, plângând, mi-a rugat și Dumnezeu o eliberă casa aceea. El poate să eliberezi și casa ta. Dar începe eliberarea cu tine. Scoate cu noi la afară și vei vedea că Dumnezeu te scapă. Amin? Amin. Bolnavi se vine, că pe pedinia asta am atât de amărturie pe care să pună mâine aici. Bun. A să mă gândesc la două din ele. Tot ce era. David Mărduțe este asistentul fratelui lui Gimițoi. Când am ajuns prima oară în Statele Unite, în 2010, cred că a fost asta, 2011, am ajuns într-o casă la o soră, Laura Budriș, verișoara lui Mărduț, căsătorită cu un frate pe nume Cristi. Ea n-a putut să țină sarcini, le pierdea rând pe rând. Cu ultima sarcină s-a dus la fratele lui și a spus, faceți-mi ungerea să pot duce sarcina asta până la capăt. Eu am făcut fratele lui ungerea, în luna a patra, câte în luna a cincea, au mers la un ecograf și spune medicul, avem o veste grea. Copilul care se naște n-are inima întreagă, doar jumătate. Doar din cauza acestui fapt, tot sângele a fost pompat în creier, tot creierul copilului este inundat în sânge. El probabil va muri într-un întreg, dar și dacă se va naște va fi un monstru și nu va trăi. 100% va muri foarte repede. Facem avort. Când au zis tânăra, s-a dus la medic. Am medic, eu spus la fel, și al treilea și al patrulea, ne mai avem nicio soluție la oameni, toți spuneau pe linie, avort. Și au spus Laura și Cristi, postim și ne rugăm. Am de făcut la fel, s-a dus la fratele Luigi și zis așa, dacă Dumnezeu a hotărât să ne dea un monstru, facă-se voia lui. Noi nu omorâm copilul ăsta. Dacă el a zis, medicii au spus că va fi monstru sau că va muri, să facă Dumnezeu ce vrea. Noi nu facem avort. Fratele Luigi văzuse și în filmele și tot ce văzuseră toți și au zis, soră Laura, frate Cristi, vă respectăm decizia. Dar noi ca biserică avem o datorie. De azi, până vei naște Laura, toată biserica va posti pentru voi. Pentru tine personal, ca la capătul acestei lucrări, El, Domnul, să facă un miracol. Când am ajuns în casa aceea, Laura era în luna șapte. Fratele David, gândul era doar la ceea ce era în pădicul Laura, știm ce este acolo. Și el se ruga, prin mulți acolo, Doamne, dă-mi cuvânt la Laura. A început să ne rugăm ca seara aceasta, m-a căducerea cu fratele Vali, glorie lui pentru toate lucrările. Și mulțumim că și seara asta el a lucrat în adunare. Eu nu văd pe cine Cristi pune mâna, dar vede Hristos. Așa a fost și în casa aceea. Prima lucrare, fratele Vali a pus mâna direct, Laura.
Auziți prorocia care și la tânărul ăsta. Femeie, n-am făcut eu mădularele, n-am făcut eu inima omului, așteaptă și ai să vezi lucrarea mâinilor mele la capătul acestei lucrări. Și tu vei spune, Dumnezeu a întins mâna și a făcut minunea. Mărduț David, când a auzit lucrarea, păstorul asistent, știți ce a zis în inima lui? Asta are cum să se întâmple. Asta e credință? Mă întrebi credință? E necredință. Și eu mă rog pentru toți păstorii. Oamenii care eu cred că Dumnezeu să fie plin de Duhul Sfânt. Amin. Să fie plin de credință. Amin. El când rostește cuvântul la lucrarea la pământ. Bineînțeles dacă vine de la el. Și el spunea în inima lui, asta n-are cum să se întâmple. La întrebare de la Laura, direi mai ajutăți. Și au zis prorocia lui, de ce te îndoiești în inima ta? Căci pe brațele tale vei duce binecuvântarea aceasta și vei spune, mare este Dumnezeu. Glorie lui tine lucrează. Amin? Plângea David, plângea Laura, când mai avea o zi să nască. Laura, i s-a făcut din nou ecograf. Inima, tot pe jumătate. Creierul copilului, tot inundat în sânge. Însă, când s-a născut a doua zi, inima întreagă și nici o picătură de sânge pe creier. Cine a făcut lucrarea aceasta? Acum când a fost cu fratele, cred că și cu fratele, da, Florin a fost în San Antonio, Cristi l-a dus pe copil și împluia pe el. N-a mai bărbat-o, 11 ani. Zic, ai crescut sănătos, niciuna neboală. Dumnezeu și-a prostăvit numele. Și toată biserica știe că Dumnezeu a făcut miracolul. Dar mă rețineți post și rugăciune. Fără lucrul acesta și fratele cu el am putea menta deloc în lucrare. Eu de când fac misiune, la unui doar avem un grup, am luat, nu știu, vreo 50-60 Cristi știe, frați care postesc, se roagă și de câte mă duc, îi sunt, bă, intrați în post că Dumnezeu să meargă înaintea mea. Că lucrarea aceasta are nevoie de o armată. Post și rugăciune face miracolul posibil. Amin? Amin. Mă duc până în Tacoma, în statul Washington, bine seara. Marian Contrat, păstor. Veți găsi și prietenele biserica. El e Marian, chiar un misionar prin zona aceasta și ață, nu știu, dar nu ajunge și prea dumneavoastră, un om mai lui Dumnezeu. El e, de fapt, din Republica Moldova, dar Dumnezeu l-a folosit și în area asta, cea județul Nevada, și acolo unde este acum. El vine și spune, pui, avem două cazuri. Soră Olea, cu o tumoare pe ficat cât pumnul, și mai avem un caz care zbui spre la sfârșit. Ne-am dat pentru soara Olea, vineri, și a dat urmat pentru operație lungă. Când medicii au găsit-o, tumoarea aia cât pumnul nu a mai fost găsită pe ficat, Hristos a ridicat. Atunci s-a făcut rugăciune cu îngeri, unde și cu părerea mâine. Când au venit cu al doilea caz, m-a trezit cu o fetiță în brațele mele. Pui, fetița asta are problema ta. Adică ar fi oarbă. E oarbă. Așa s-a născut fără nerv optic. Adică fără următorul, nu există nerv optic. Deloc, deloc. Asta nu Dumnezeu poate să facă. Eu personal, dacă aș putea să vindec prim om, aș începe cu mine. Eu nu pot să vindec nici măcar o muscă. Dar știu pe unul care poate să facă absolut orice lucrare. Amin? Amin. Nu de mult venit din Spania, copii cu picioare sucite, Hristos i-a îndreptat picioarele în noaptea aceea. Are putere. Șchiopii vor umbla, orbii vor vedea. Așa scrie în Biblie. Astfel de lucrări trebuie să se întâmple în orice biserică. Că dacă este Duhul lui Dumnezeu, este Dumnezeu prezent acolo. Și trebuie să se întâmple. Că Evanghelia așa scrie. Era însoțită de semne și minuni. De vindecări. Că Domnul Dumnezeu trecut, tot s-a întâmplat lucrurile astea. Apostolii la fel. Păi cine sunt apostolii ăștia? Nu sunt oameni tiniși care merg. Eu fac lucrarea asta de aproape 16 ani. Dar dacă nu s-a întâmplat în toate bisericile unde am fost, măcar una din lucrări, să dau o mărturie, eu mă vreau de mult. Dar când aud vește, la clipeată, oameni care Dumnezeu îi vindecă pe Florin, numai el cât e martor, a descoperit drept. Ne bucurăm că el vorbește și lucrează și astăzi. Amin? Amin. Bun. Ne-am rugat de fapt asta toți. Nu mă spun cum am rugat eu personal. Am și spus, dacă ei s-a alege de mine și fac asta, fără să fiu egoist, a spus, te rog,
Fă bine acolo, fetița asta, bine, lasă-mă așa, cât uite mai trebuie pe pământul ăsta. Dar nu mai contează, eu am văzut, am făcut casa asta, nu am văzut lumina. Și am plecat din Tacoma spre Portland cu Gabi Ada, copilul cu patru Ada. Eu sunt doamna la Chicago, în noaptea aceea. M-am suit în avion, în aeroport, în Chicago, mă așteaptă David Mărduț, de care m-am vorbit. Ai apucat când înainte să zbori să vorbești cu Maria? Ce? N-ai auzit ce s-a întâmplat atât acum? Nu. Domnul a dat vedere la fetița aceea. Eu m-am pierdut niște emoții foarte puternice. Tremuram și plângeam și am zis, nu se poate. Dacă m-am așa uit un dudine peste mine, să zic că nu s-a întâmplat nimic. Și am zis, tu vorbesc serios. Dumnezeu i-a dat vedere pui. Așa a crescut credința în mine în ziua aceea și a zis că într-o zi va veni vremea ca tu să atingi ochii mei. El are putere să facă lucrurile astea. Amin? Amin. Îl sun pe Maria și puiul, n-a dormit unul din adunările seara asta. Când părinții s-au dus acasă, mama a pus un bătuț și a zis lui Tasu, parcă se uită la mine. Zice, el a zis, ia, aude zgomot, ia să nu mai faci niciun zgomot. Și el a zis, mai mult de atât, privește. A luat o jucărie, a închis-o peste bătuț și fetița a închis mâna și a luat jucărie. Așa de mult eu speream lucrul ăsta și că s-o duc la oftalmolog, a spus medicul, nu înțeleg nimic, dar nervul este acolo. Am apărut. Este Dumnezeu care face miracole.